Vă voi arăta cum arată o casă din Birmingham, vă voi spune și ce preț are și vom mai vorbi câteva lucruri pe drum. Camera în partea cealaltă. Da, mă uit în partea alta, nu? Da. Bine, dacă mă uit, știi că am eu probleme. Cucubau! Așa. Cum? Vrei soare eu? Soarele meu, ai răsărit pe strada mea. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou episod pe canalul Daily Sugars. Este pește. Nu este pește, este fotograf. Bine v-am regăsit! Bun, astăzi vă vom lua cu noi pentru că este weekend, este sâmbătă, amândoi nu muncim și mergem să vizităm câteva case pentru că trebuie să ne mutăm și mai avem doar o lună și o săptămână sau o lună și două săptămâni la dispoziție până trebuie să predăm cheia de la apartamentul unde stăm. Nu vă voi face în acest vlog un tur al apartamentului pentru că este plin cu cutii, dar vă promit că într-un vlog viitor vă voi arăta și unde am stat noi și vă voi spune și cât plăteam chiria. Momentan vrem să ne mutăm la casă pentru că de-a lungul anilor, atât timp cât am fost în Dubai, cât și cât am locuit în Scoția și în Birmingham, am tot adunat lucruri, la modul foarte multe lucruri și un apartament cu o cameră nu mai este de ajuns. Am vrut să ne mutăm la apartament pentru că eu fac 2 minute pe jos până la muncă, Andreea face undeva 10 minute pe jos până la muncă și am zis că plătim un pic mai puțin. Salvăm timpul ăsta în care putem să facem alte lucruri. Din păcate, nu a fost cea mai bună alegere din punct de vedere al confortului din casă și apartamentul nu este atât de ieftin. Apartamentul este extraordinar de frumos, de luxos, ne-a plăcut foarte mult, numai că nu ne-am regăsit noi. Nu ne-am regăsit noi acolo. Noi am mai stat la o casă timp de un an de zile cu 3 camere și ne-a plăcut extraordinar de mult. A fost foarte mișto. Bun, vă luăm cu noi, mergem să mâncăm mai întâi și după aia mergem să vizităm o casă și probabil că o să pun și ceea ce se va întâmpla mâine, pentru că și mâine vom vizita o casă. Vă voi arăta cum arată o casă din Birmingham, vă voi spune și ce preț are și vom mai vorbi câteva lucruri pe drum. Planel să vedem dacă au ceva drăguț și vă luăm cu noi. Haideți! Din fericire n-am găsit nimic. Din fericire? Din fericire n-am găsit nimic. Din fericire? Din fericirea mea. Am scăpat. Deci, după două ore de shopping. După două magazine de shopping. Două magazine de shopping. În care am stat o oră fiecare. Ne-am apucat să ne certăm, evident. Tu te ceri cu tine, eu nu mă cert. No. Eu doar am zis că nu mai vreau să pierd timp. N-ai răbdare pentru nimic. Ce ai pățit? Nu-ți place cu autobuzul? Foarte murdare autobuzele din UK. Eu zic că arată bine asta. Mergem să vedem casa de care vă spuneam și vă luăm cu noi. Bun, așa arată cartierul. Ești fericită cu zona potențial de locuit? Cam dezamăgitor, așa, da. Hai să vedem cum o fi mai departe. Mișto că avem parc lângă. Nu o să ieșim noi în parcul ăsta niciodată. Nu mergem bine, deci nu avem parc lângă. Mergem în direcția aia. A găsit el pe Tesco. Oh, asta e de construcție aici, nu e ok. Păi da, gândește că aici o să fie foarte multă gălăgie în spatele tău pentru că se construiesc case. Și noi mergem în zona aia. Pare foarte liniște pe aici. Un potențial
loc de a sparge case ușor în Birmingham. Paranoia mare. Paranoia mea e foarte mare cu spartul caselor, pentru că când am locuit la casa precedentă, a venit poliția de vreo două ori la ușă și ne-a spus că dacă am văzut ceva, că s-au spart case în zonă. Și în Birmingham se spart destul de multe case des. Și o să ne luăm sistem de alarmă, că eu nu dorm bine noaptea, deci la casă n-am dormit bine aproape deloc. Pentru că aveam paranoia că intră cineva peste mine, că nu știu. Plus că aveam pisică și pisica aia mai făcea noaptea, alerga prin casă de nebună. Și când auzeam eram, ce s-a auzit, ce s-a auzit. Majoritatea au sisteme de alarmă, vezi? Și că alea de la el, sunt o porcărie și că, uite, că dacă vede, dacă cineva vrea să spargă casa la șai din astea, și că știe cu siguranță că nu merge. Majoritatea nu merg. Cam așa sunt toate casele prin UK. Astea se numesc terraced și capătul se numește end of terrace. Și ai una, două, trei. Deci ai acolo casă, acolo casă și un capăt de casă. Sunt grămădite așa și sunt destul de micuțe. Noi când am locuit la casă, am locuit la un end of terrace. Băi, arăta identica aia de acolo din capăt, tot așa împărțit în două culori. Și mi-a mai plăcut. Mai puțin faptul că nu dormeam bine noaptea, că sunt mai paranoic așa, dar în rest mi-a plăcut. Dar de data asta o să ne luăm sisteme de alarmă cu poliție, cu bodyguard, nu, dacă se declanșează, te sună, vine poliția cu buton de panică, cu tot. Cu tot, frate, security, nu știu, armata să vină. Asta e casa. E deschis, are un etaj. Should I take off the shoes? Upstairs if you want to, but just if you just rub your mats a little bit. Upstairs is right. Brand new carpets. The fridge and freezer. There's the fridge is included. It's here. Included. Yeah, the cook is here. There's no washing machine. There's no washing machine. Here's space for washing. Okay. Hi, what's the name? Hai să ieșim afară prima oară să vedem grădina. Mamă, dar e un pic de trafic în casa asta. Sunt foarte mulți care au venit să o vadă astăzi. Asta e grădina. Aici pot să-mi pun eu grătarul. Aici îmi pun lemnele pentru foc. Hey, yeah. Is this empty? Yeah, it's empty. Destul de spațios storage-ul ăsta. Ar încăpea niște cutii. Da. Dar problema e că s-ar putea să plouă pe ele. Era un pic ud acolo, ce să spun. Da. Bine, asta se rezolvă, găsim noi o soluție. Băi, dacă ți-au venit să vadă casa asta, să-mi bag picioarele, e o grămadă trafic. Dacă ne place, trebuie să aplicăm... Acum. Asta zici că era bunica mea din 92. Mai ești la tine, de? Ține mai la ce washing machine, așa, a zis să ne ștergem, a zis sus să nu, că e carpetă nouă. Și ăsta e living room. Știi care e faza? Că aici miroase a renovat nou. Și aici ce e? E un spațiu unde poți să stai și să te uiți pe geam, să citești o carte. Și ăsta e living room. Un fel de dining room. Da, pentru că bucătăria n-are masă, nu? Da, nu prea un să mănânci la bucătărie. Ce mi se pare mie ciudat? Și uite, mai e un storage aici. Ce mi se pare mie ciudat? Nu. Că ai două uși de intrare. Sunt practic trei uși. Să pui alarme la toate, nu? Da. Trebuie să pui trei alarme. Wow, please go. Go ahead, no worries. Trei alarme, știi? Deci nu ne-am mutat și ne gândim la câte uși sunt. Hai să urcăm sus. Hai, nu intra în frigider. Tu uiți la oameni în frigider? Se foame, da? Bun, și din living mergem sus. Should I take off my shoes? Yeah, no, that's fine. You sure? Just about here. Do it.
Bun, urcăm sus. Băi, hai să dau pe camera asta wide, nu? Bun, dau pe camera asta wide să se vadă mai mare spațiu, dar el nu e atât de mare în realitate. Mamă, miroase aici vopsea chestii. Băi, pare... Deci, cam ăsta este unul dintre dormitoare. Bă, asta știi cum arăta înainte? Fai, cred că era jegul de pe lume aici. Că se vede că n-au dat bine. Anyway, ce e aici? Asta e un spațiu de depozitare cu rafturi așa. Uite, imaginează cum arăta înainte, că n-au reparat tot și n-au făcut tot. Da, casele din UK, așa sunt toate. Baia. Trage de ele. Nu trage. Nu știu ce să are. Baia e cu cadă. Băi, e destul de mare baia. Au renovat-o și au lăsat-o așa nepălată, nefinisată. Asta e unul dintre dormitoare. Are trei dormitoare. Aici e grădina. Aici e iubita mea. Și... Da, aș putea să fac un gaming room. Vreau un gaming room neapărat. O cameră de joc, de gaming. Și o cameră în care să lucrăm. Și asta e dormitorul mare. Master bedroom, cum îl numesc englezii. Deci este mic. Dau un pic pe camera wide. Da, este mic. Da, spui un pat aici și ai niște loc. Ia să dau un pic pe wide să... Dar ce cu tapetul ăsta? Cine mai are design în anii 2023? Tapet de anii... 50. Asta nu e. Și aici un alt storage unde spui tu trei haine. Și șifonierul. Șifonierul? Facem un dressing room. Dar tu, ție-ți place? Da. Da? Da. Serios. Da? Nu era. Îmi place zona. Îți place zona, nu? Și... pare rea. Că e renovat, ok, e nou. Știi care e faza? Că noi trebuie să ne mutăm într-o lună și e available now. Eu am specificat acolo. Păi da, dar dacă toți ăștia care au vizitat-o azi aplică mâine, nu o să te aștepte pe tine o lună, pentru că el într-o lună pierde prețul unei chirii. Da, dar poate să nu-i accepte pe ăștia. Dacă tu aplici, poate să accepte pe tine. Da, o să încercăm. Prețul acestei case, să vă spun, este 1050 de lire pe lună. Și trebuie să dai un depozit contravaloarea a 5 săptămâni de chirie, care e undeva la 1200 și ceva. Depozit pe care îl primești înapoi după ce te muți, dacă nu distrugi casa și nu au nevoie să ia din banii aia să repare lucruri. Pentru că depozitul nu-l ține proprietarul, nu-l ține nici agenția, se face prin intermediul unei platforme speciale date de guvernul Mării Britanii și banii rămân acolo timp de un an de zile, iar la final poți să îi recuperezi în cazul în care nu va exista nicio plângere și în cazul în care nu va fi necesar ca ei să-și recupereze din bani pentru a repara lucrurile pe care tu le-ai stricat. De cele mai multe ori, firmele de aici vin inițial și îți fac o inspecție totală, îți fac poze la toate chestiile. Când te muți, trebuie să faci și tu același lucru, pentru că dacă nu faci asta, la final vor încerca cu toate prostiile să te fraierească și să-ți spună: a, da, uite, aici nu era crăpătura asta, ai făcut-o tu, aragazul nu era așa mult, dar... Și vor încerca să te fraierească și tu trebuie cumva să-i combați, pentru că de cele mai multe ori nu proprietarii încearcă să recupereze banii de la tine, ci agențiile. Și asta înseamnă că trebuie să fii foarte atent atunci când încerci să îți închirezi o casă în Marea Britanie. Da, vă mai arăt o dată casa. Din păcate, toate casele din... o mare parte din casele din UK și în special din orașul în care locuim noi, în Birmingham, sunt așa terast și trebuie să stai lipit de vecini cumva. De obicei, vecinii sunt ok, cel puțin noi nu am avut probleme. Aici sunt coșurile de gunoi, astea le scoți de obicei afară, ai o zi anume pe săptămână și le scoți afară și vine mașina de gunoi și le ia. Se pare că nu avem nicio șansă la această casă pentru că este available now. Ce vreau să zic, Andreea, în traducere, este că nu se poate închiria de astăzi, iar noi trebuie să așteptăm undeva la o lună ca să nu suprapunem două chirii. Da. Asta înseamnă că ne va costa chiria actuală plus încă o chirie în plus.
Și avem două proprietăți și nu putem să stăm în două deodată și e și scump, adică... Și ne-a arătat proprietarul, pentru că era ownerul aici, proprietarul, și ne-a arătat câte vizite are și avea vreo 4 pagini la un caiet. Da. Și l-am întrebat, adică, serios, are rost să aplicăm, pentru că, uite, care e situația noastră, noi vrem să ne mutăm într-o lună. Și a zis că, păi, uite, o să fiu sincer cu tine, noi vrem să dăm mâine poimine, știi? Adică stăm în legătură, că a zis că are foarte multe proprietăți. De unde au bani oamenii ăștia, nu știu. Dar a zis că are foarte multe proprietăți în zona asta și că ținem legătura dacă e ceva să nu se dea, asta ne va anunța și dacă în cazul în care ne va aștepta, deși nu cred că lumea e foarte disperată în Birmingham să închirieze case la prețuri extraordinar de mari când salariile sunt extraordinar de mici. Bun, trebuie să mergem să mâncăm și o să vă luăm cu noi la masă și vedem ce mai discutăm pe parcurs. Voiam să vă mai menționez o chestie. Ca să poți închiria o casă în UK, îți trebuie să ai salariul de 30 de ori mai mare decât chiria pe an. Deci dacă chiria într-o lună este, să zicem, 1000 de lire, salariul tău anual, cumulat, dacă sunteți o familie, trebuie să fie de 30.000 pe an. Și asta este un minim, dar sunt oameni care îți cer un pic mai mare, de exemplu, de 33 de ori sau de 35 de ori. Și pe lângă asta, dacă nu întrunești condițiile astea și cu toate astea vrei să închiriezi, poți să găsești pe cineva care locuiește în UK, care are casă și eventual care este cetățean britanic, și să garanteze pentru tine, să semneze niște documente, să-și arate salariul și să garanteze pentru tine în cazul în care tu nu reușești să plătești chiria, cumva să-l caute pe el să plătească el chiria în locul tău. Să vedem casa numărul 2. Astăzi este duminică și vă arătăm și cum arată casa la care vom face o vizită astăzi. Whatever it's in there is going to stay or go into the garage if you don't need that. Okay. So take it as it is. Like you had the fridge, freezer, these ones and some Lego furniture upstairs and just check, there is no washing machine. Okay, so but there is space for the washing machine. Yes. Okay. And we will talk about that later. So whatever. Yeah, we don't have furniture, so we don't mind if you are. Okay. Yeah. Okay. I mean, if you need, I can leave them. It's optional. So these are like a port. And this is the kitchen and pantry. So where is the space for the fridge? The fridge is here. The fridge is there. Is there. This is too small for a fridge and freeze everything. Okay. So the you will leave the fridge? If you want, yes. Otherwise it will go in the garage. Okay. Fridge and freezer, yeah. We don't have. Yeah, okay, yeah. So this will stay or go in the garage, yeah. You mean the garage is attached to the house? I'll show you. It's right. So this is this is the space for the washing machine. If you need a dryer, you can have the dryer here. And so all the plumbing for the washing machine is inside. You can connect the washing machine into here. Yeah, it's good that it's. Even in the winter, if you have a little sun, this bit get really warm. Oh, that's this, nice. This area, because this that's south, so the sun is more most of the time on that area, that side. Mm-hmm. That's nice. Can we go? Yeah, sure. So this is like a circle. You can go back into the pantry, this kitchen this way, and that's the garage. I'll put the light on. If you don't these are stuff like this desk, you can use it if you need. Okay. And that's the spares, like tiles and things. I leave it here in case if then you need to replace them. Yeah.
So if you don't need anything, that will go in here. I'll take the minimum space and pack it up. You have two bathrooms, because this one has no toilet. The toilet is separate. Yeah, only one bathroom, and the toilet is separate. Oh, so it's another room. Great. Okay. That's the smallest bedroom. This one. The boiler is there, sorry. Okay. That's the boiler. That's the family one. Yeah, it looks quite nice. And, and the storage, these are... Oh, they keep some clean products. Yeah, storage, this. So this is the smallest one? Yeah, that's the smallest one. And normally you get the, this is sort of office room, or you can use it, because you have the BT internet straight here. So, okay. This is the master bedroom, the biggest one. And then again, you have a lot of storage on this side. And also here. Yeah, it's quite big. Yeah, it's enough. Big. It's enough for her. Yeah. This is for me. And that's the second bedroom. And this stuff, again, if you want, you can use them. If not, don't need them. We put them in the garage. Well, let's see, because we don't have anything. Ce părere aveți de casa asta, dragilor? Cam speriat de bombe proprietarul așa de la intrare, mi-a zis, dă-te un pic mai așa că ești în afara focusului. Cam speriat de bombe că l-am întrebat, poți să filmezi? Și el zice, cu ce scop? Și zic, în scopul să mă mai uit odată la video, știi? Și faza este în felul următor. Noi avem pisică și cu pisica în UK, nu doar cu pisica, cu animalele, cu pet în general. E foarte greu. Este extraordinar de greu. Deși toți britanicii și toți care dețin case pe aici au în mare parte câini, majoritatea au câini, băi, e extrem de greu să-ți găsești o casă în chirie cu animal. Și de cele mai multe ori trebuie să mergem să o ascundem, să spunem că nu avem și mergem cu ea, că de obicei ownerii fie nu sunt în oraș aici, fie sunt companii, fie nu le pasă. Și pisica noastră de vreo 3-4 ani de zile stă clandestin, așa, ilegal în case, pentru că nu am spus niciodată că avem animal. Dacă este pentru noi greu să ne găsim ca doi oameni cu două joburi, cu un venit normal, să spun așa, să ne găsim chirie, să ai și animal, eventual și copil, e din ce în ce mai greu. Și... Da, să ai cățel e foarte greu. Cu cățel e extraordinar de greu să-ți găsești. Pet friendly, așa zic ei. Nu înțelegem de ce, pentru că majoritatea sunt nemobilate și majoritatea, bine, unele au mochetă din aia pe jos care se spune că ar putea să o zgârie pisica sau să facă câinele pe ea. Dar majoritatea care sunt nemobilate și au parchet, băi, nu se poate întâmpla nimic acolo rău. Adică aproape nimic rău nu se poate întâmpla, știi? Și, nu înțeleg de ce oamenii nu ne lasă cu pisici. Plus că pisica mea nu a făcut niciodată pe mochetă, nu a făcut niciodată în pat, nu a făcut decât în litiera ei proprie și personală. Și asta e un pic am speriat de bombe și faza e că stă și lângă noi, locuiește foarte aproape de zona asta și pare ca un bunic din ăla care te spionează. Ca un bunic, vine el așa și se uită pe geam, ia mă, când se ăștia la muncă, ce faceți, știi? Mă tem că o să vadă pisica, că pisica stă la geam mult, îi place să se uite pe geam sau astea. Și plus că casa e destul de mult timp pusă la chirie și n-a ales pe nimeni încă. Și zice că se uită la mai multe, că vor să vadă cum sunt oamenii, cum sunt cuplurile, ce salariu au. Ne-a pus o grămadă de întrebări din astea. Dragilor, am venit să mai vizităm o casă. Asta e genul de casă semi-detached, pentru că sunt două case unite și aici stă cineva și acolo stă altcineva, gen familii diferite. Și mai sunt un gen de case în UK care sunt detached, nu semi-detached, adică singure. Nu știu dacă există pe aici în zona asta să vă arăt, dar vă imaginați, este o casă în care pur și simplu nu ai vecini în stânga și în dreapta legați de casa ta. Ai vecini în stânga și în dreapta, dar ai o distanță, gard, ceva.
Și cu astea cred că mă închem vlogul ăsta aici, că s-a lungit destul de mult. O să vă arăt și cum arată în casa asta ca final de vlog. Casa asta este 1100 de lire pe lună și arată bine și o, are și garaj, două livinguri micuțe ce-i drept, trei camere și astea micuțe, baia decentă, zona pare ok și așa, dar toată lumea zice că da, e cea mai bună zonă, că e ok, că fiecare landlord și proprietar vrea la rândul lui să încheieze cât mai repede casa și să promită cât mai multe. Vă mulțumesc că v-ați uitat și... Și vă pupăm! Vă pupăm! Pa, pa! A, nu uitați să vă abonați, da? Și să vă uitați și pe canalul. Comentarii. Și pe canalul de gaming. V-am pupat!